Sportul înseamnă sănătate, mai ales în această perioadă în care nu putem face mișcare în aer liber. Am văzut deja că putem să facem acasă zumba, pilates, fitness. Exact. În autoizolare, de aproape două săptămâni, Marian Drăgulescu își ocupă timpul cu marea lui dragoste, gimnastica. Sportivul nu lasă nici măcar o zi să treacă fără sport și încearcă să-i mobilizeze și pe cei de acasă. Și tonusul lui este molipsitor, chiar dacă a înlocuit sala de antrenamente cu propria sufragerie. Așa că toți cei care îl urmăresc pe Facebook nu au nicio scuză să nu se ridice de pe canapea. Ce faci, Marian? Ce să fac? Bine, uite... Izolat la domiciliu. De câte zile ești? Din data de 14. Am înțeles. Am văzut că tu faci lucruri foarte frumoase în online. Fiecare zi. Ai intrat și tu astăzi? Te-ai distrat? Am intrat, m-am distrat, să știi. Chiar am nevoie de puțină mișcare. Cine a zis că nu pot transforma sufrageria într-o sală de gimnastică? Și hai să vedem ce se poate face în sufrageria. Hop! Rastogolire. Aici avem elegant o aproape soară. Opa! Ta-ra! Încerc să fac cât mai multă mișcare de acasă, bine, fiind și sportiv de performanță. Încerc să fiu atent și la alimentație, încerc să împăsesc și greutatea. Cum au răspuns oamenii la provocarea ta zilnică? S-au distrat maxim astăzi. Pentru cei care nu știu, în fiecare zi, de la ora 12:30, pe pagina mea de Facebook, Marian Drăgulescu Oficial, fac un mic antrenament de numai 30 de minute cu cei care sunt acasă, la domiciliu și vor să facă mișcare. Mișcare înseamnă sănătate, în primul rând, întărirea sistemului imunitar. Sunt acasă, pe lângă exerciții, mă bucur că am ocazia să comunic mai mult online cu fanii și cu iubitorii de sport. M-am băgat și în bucătărie în fiecare zi. Ce ai gătit ultima oară? Ultima oară? De exemplu, ieri am mâncat o salată. Începem cu joc de glezne, ok? Prop 30 de secunde, haideți cu respirație. Ok, haideți să mărim ritmul, ok, alergare ușoară, călcâiele la șezută, ok, încercăm să ne atingem fundul cu călcâiele. Da? Ne imaginăm acum că suntem într-un parc, e foarte frumos afară, ok, următorul exercițiu, din această poziție brațele sus, picioare depărtate și revenim, ok? Haideți de 10 ori, 1, 2, 3, 4. De ce ți este dor cel mai mult? Să ies afară, în primul rând, să mă întâlnesc cu prietenii, cu familia. Din păcate, doar prin videoconferințe și prin intermediul site-urilor de socializare mai comunicăm. Da, mi-e dor să salut, să dau mâna cu prietenii, să iau în brațe. Faci și curățenie? Da, fac și curățenie, fac de toate. Cei mici, unde sunt? Cei mici sunt la Reșița, sunt cei izolați la domiciliu, fata pictează, băiatul meu este și el gimnast de performanță, i-am trimis și exerciții să facă și el în casă. Multă sănătate, multă energie și ne vedem în fiecare zi la 12:30 pe pagina mea de Facebook. O să intrăm și noi acolo să facem mișcare alături de tine în fiecare zi. Cu drag vă aștept! Vă pup, o zi bună! Ca în fiecare live, după fiecare antrenament, mă dezlănțui. Un dans de 30 de secunde, 20 de secunde și voi își puteți face acasă. Un dans pentru voi, de mulțumire că am mai trecut o zi cu mișcare și cu sport din viața voastră, ok? Deci fiecare dansează cum simte.